Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului, începem o nouă săptămână și vorbim astăzi cu unul dintre oamenii cei mai potenți din România pentru a atrage fonduri europene în țara noastră. Îl prezint pe domnul Gheorghe Boieru. Bună seara, bine ați venit, domnule Boieru. Mă bucur că ați ajuns în Buzău și mă bucur că ați venit la emisiunea noastră. Și eu vă mulțumesc de invitație. Pentru cei care nu vă cunosc, sunteți reprezentantul, sunteți proprietarul unei firme de consultanță, Romer Consulting, da? Da. Care în România atrage fonduri europene pentru 11 companii de apă în țara noastră, dar și pentru ministere. Aveți Ministerul Agriculturii și mai aveți câteva ministere pentru care aduceți bani europene. Aveți un sediu la Bruxelles de 18 ani, da? Da. Și o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți mai multe despre cum a început afacerea. Le spun telespectatorilor că vă pot adresa întrebări prin telefon și prin mesaj, pentru că sunteți omul care coordonează proiectul pe fonduri europene la Compania de Apă Buzău, proiectul despre care tot am vorbit, care se derulează pe mai mulți ani și are o valoare de 300 de milioane de euro. O să vorbim despre asta imediat, dar înainte spuneți-le telespectatorilor cum ați început și unde ați ajuns. Am început în 1996, până atunci am fost militar și de acolo am plecat pe primele programe FARE, având și funcția de director a programelor FARE în România. Și în 97 am construit Romer Consulting, o companie de proiectare și consultanță pentru atragerea proiectelor europene. Am construit primul program FARE în România, primul proiect ISPA, SAPARDU, apoi POS-ul de mediu și astăzi avem 18% din proiectele de infrastructură, operațiuni de infrastructură mare din România, cam 3,4 miliarde de euro. Atât sunt proiectele noastre astăzi și până acum am implementat aproximativ 4 miliarde pe proiecte de infrastructură, rutier, apă și canal, mediu, agricultură și așa am ajuns la dumneavoastră în Buzău. La compania de apă, la da? La compania de apă. Dumneavoastră oferiți consultanță companiei de apă de pe vremea fostului director, da? Da. De când domnul Tescaru era director și ați rămas și acum consultantul companiei de apă, da, pe fonduri europene. Da, am început acum 3 ani de zile, am câștigat licitația, că toate proiectele noastre sunt pe bază licitației internaționale și împreună cu domnul Tescaru, pe baza temei de proiectare, am construit prima aplicație de aproximativ 300 de milioane de euro. Am analizat fiecare localitate, care sunt nevoile de apă și canalizare și pe baza master planului am construit aplicația. Sigur că am avut un mare avantaj, căci colegii din compania de apă de la dumneavoastră au o foarte bună experiență și reușită. Adică pe POS, cu un exercițiu financiar înainte, au cheltuit toți banii sau nu, au investit toți banii europeni. Da, mai bine spus, cheltuit, da. Și rezervele tot, deci au finalizat un proiect tot la fel peste 100 de milioane de euro și ne-a fost ușor să preluăm și să construim. Acum, proiectul, dacă e să vorbim despre sigur, el, contractul de finanțare a fost semnat înaintea sărbătorii de iarnă, în 23 decembrie 2019, da? El are o valoare cu TVA de 347 de milioane de euro și înseamnă 42 de localități pentru alimentarea cu apă și 57 de localități de canalizare. În special municipiul Buzău, dar și alte 41 sau 56 de localități. Este foarte important faptul că această aplicație, de fapt, ce dorește Uniunea Europeană? Să dea apă bună populației și la fel și sistemul de canalizare. Mai e mult până departe la dumneavoastră, ca în toată România, oamenii au nevoie de apă bună și de canalizare. Acum, foarte important e să găsim acest echilibru între ce aplicație construim noi și valoarea, cât poate compania să ducă, dar și gradul de suportabilitate al populației. Pentru că ne aflăm într-o zonă în care nu putem să spunem că dăm cu banii afară, deci nu suntem o zonă foarte bogată a României, cu bani la populație și atunci trebuie să fim foarte atenți și din cauza aceasta
o muncă foarte mare pe care o facem noi, dar în special compania de apă, este, trebuie să explicăm oamenilor că dacă vrem să facem investiție, nu putem să ținem apa cu un leu litru, că nu merge cât ai vrea un, metru, un leu metru cub, că nu are cum. Și atunci, cu înțelepciune și cu o comunicare bună și omul înțelege, pentru că noi în Buzău ce vrem la dumneavoastră? Știți câtă rețea avem de schimbat aici? 50 de kilometri. Pentru că de obicei sistemele de alimentare cu apă și canalizare nu se văd, nu sunt mașini să plimbe pe stradă. Le vedem numai când bem apă sau când mergem și apele menajere trebuie eliminate. Și atunci, pentru că ele nu se văd, impactul este cumva numai la nevoie. Deci nu este un impact permanent. Dar noi trebuie să schimbăm în Buzău, la dumneavoastră, 27 de kilometri de țevi care nu mai sunt bune, să reabilităm sistemul de alimentare, să mai executăm 17 foraje, stația de epurare, să realizăm o uzină de nămol, pentru că nu mai avem ce face cu nămolul și nu putem să mergem în ritmul acesta. Și Uniunea Europeană și normele de mediu ne cere ca tot acest nămol să-l ducem într-o uzină de nămol. Deci aceste investiții sunt obligatorii, dar ele trebuie mereu corelate cu suportabilitatea și cetățenii trebuie să înțeleagă că nu poți acasă, dacă fac o investiție, pun un cui, mă costă și acela. Sigur că nu iau 10 cuie de la început, dar ușor, ușor trebuie. Acest proiect este pe ce perioadă? Pe câți ani de zile? El se implementează în 3 ani, cu 2 ani, o perioadă de remediere a defectelor, da. Bun. Și știu că este un calendar, pentru că aici au fost discuțiile cele mai mari între buzoieni, un calendar în care vor crește prețurile, tarifele atât la apă, cât și tarifele la canalizare. Este obligatoriu. Și aceste discuții, eu mi-ar plăcea să discut foarte mult, adică sunt foarte obișnuit să discut de 15 ani cel puțin, sunt implicat în programul de consultanță și în discuția cu beneficiarii, dar și cu oamenii. Să înțelegem că metrul la cub care plătim 50 de bani în plus contează foarte mult, el se adună la nivelul companiei. Compania face eforturi fantastice. Gândiți-vă că dacă până acum plăteam cofinanțarea 16%, 18%, acum plătim 6%, deci compania de apă, partea de cofinanțare e 6%. Asta sigur și cu sprijinul guvernului și mai mulți factori. Uniunea Europeană a spus, ok, mă, câți bani e nevoie la Buzău? 300 de milioane. Ok, vă las și cu partea de cofinanțare decât 6%. Veniți și voi cu un bănuț acolo. Deci nu putem face numai pe spinarea ceva, nu putem să dăm apă bună la același preț ca acum câțiva ani. Că depinde ce vrem. Vrem să avem o apă curată, să nu mai cumpărăm peturi, să nu mai cumpărăm apă plată de la magazin și eu spun că așa trebuie să ajungi. Asta e normalitatea. Avem deja pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Să rămâim, bună seara, domnule consultant. Vă rog. Bună seara. Am o neclaritate, o enigmă. Domnul, spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii că ați colaborat cu domnul fost director Pescaru, da? Da. Bun, păi noi am știut la vremea respectivă, când domnul Tescaru era director la compania de apă, că făcea parte dintr-un grup infracțional organizat împreună cu președintele Consiliului Județean. Nu știam asta de la instanță, de la vreo instanță, era o denumire atribuită, da? Era afirmația primarului municipiului Buzău. Da, dar dânsul nu e instanță de judecată. Bun, e o exprimare plastică. Întrebați-l concret pe domnul Boieru, ce vreți să știți. Concret pe domnul Boieru, cum fac acele orașe din țara sa care au prețul la apă pe jumătate prețului de la Buzău și de ce consultant beneficiază acele orașe de ține populația la un nivel de prețuri care să mai poată trăi și la canalizare și la metro curs de apă și așa. Puteți mai departe. Puteți să ne dați și câteva exemple ca să vă răspundă aplicatorul. Dați-mi un exemplu. Dacă știți de Ploiești, de Brașov, de București,
Și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, știți cumva cât este metru cub? Da, da, nu a închis telespectatorul, dar v-a spus despre ce ar vrea să afle mai multe. Grupul infracțional, nu știu, că sunt multe grupuri. Sunt multe discuții electorale și nu ne băgăm în astfel de discuții. Eu vă spun concret. Prețul apei la canalizare, la apă și la canalizare, municipiul Buzău și județul Buzău nu este cel mai mare și nici la jumătatea nivelului tarifului pe România. Deci, astăzi nu depășim jumătate. Este la un preț mic și, nu pot să spun foarte mic, dar la un preț accesibil. Depinde acum și ce vrem. Dacă vrem să atragem bani de la Uniunea Europeană, este ca și în agricultură. Ori pui-o cu o finanțare mai mare și atunci te înglobezi la datorie sau pui-o cu o finanțare mai mică și ți-ai angajamentul că trebuie să faci pe un plan tarifar suportabil. Nimeni nu spune să fie nesuportabil. Uniunea Europeană nu dorește să finanțeze proiecte în județul Buzău și să fim nesustenabili. Nu există așa ceva. Însă tot cu înțelegere, tot cu o informare corectă. Că dumneavoastră îmi spuneți de Brașov, păi Brașov, la Brașov, București, da, deci noi, ca să știți, am implementat proiectul la Hidro Prahova, 189 de milioane, în care eu am fost team leader, deci cunosc despre ce este vorba acolo. De departe nu e mai mic și nici nu este deloc mai mic și la Buzău este mai puțin de jumătate față de Prahova. Vă rog să verificați de Hidro Prahova. Prețul apei, da? Da, eu vorbesc de prețul apei. Să nu vorbim de Brașov, că sărim într-o altă lume. Deci dacă vorbim de Brașov, Brașov este mai scump decât Apa Nova, București. Iar dacă vorbim de Apa Nova, care și el este foarte scump, tariful este sustenabil și acolo Apa Nova vinde jumătate din apa tratată. Ea are un regim special. Apa Nova are un regim special. Ea vinde apă și în județul Călăraș și în județul Ialomița. Ceea ce... Păi de asta e bine să veniți să ne povestiți, că sunt multe detalii deci, pe care dacă Apa Nova vinde la Călăraș apa cu 2 lei și 60 metru cub, o dă la populație, vă dați seama că cel puțin dublu. Și atunci trebuie să fim foarte atenți când facem astfel de afirmații. Da, sunt oamenii, majoritatea dintre ei sunt nemulțumiți pentru că unii se așteptau la o scădere a prețului. Asta pentru că au existat diferite discuții în campania electorală anterioară. Nu alții poate. Se așteptau să plătească cineva mai mult, dar nu chiar atât de mult. Da, eu vă spun foarte clar, cine spune că eu vin astăzi pe o funcție și micșorez prețul, pleacă acasă. Deci ori nu face niciun proiect de la Uniunea Europeană, dacă nu face niciun proiect, nu este finanțat astăzi pe proiectele europene, poate să închidă compania și s-au închis și se vor mai închide companii de apă la nivelul unui județ. Deci nu există varianta în care cineva, nu știu, nu Dumnezeu, dar cineva atât de puternic, fie ales sau numit, să spună de mâine micșorez prețul. Nu există. Dacă ai luat bani pe post de la Uniunea Europeană și tu nu te încadrezi într-un tarif, tu ori intri în infringement, ori ai o mare problemă că nu ți-ai respectat programul și atenție, există și pericolul. Dacă nu respecti indicatorii, ca toți banii să-i dai înapoi. Cum proiectele fazate, nu e cazul nostru la Buzău, dacă nu sunt executate corect, toți banii îi dai înapoi. Deci, nu, aici nu este loc de joacă. Cred că oamenii trebuie să fie conștienți și noi să participăm. Eu cred că este foarte mult și lipsă de informare. Trebuie să ne informăm. Luăm 10 județe din România, care sunt cei mai bogați? Județul Bihor, care este cel mai sărac? Județul care e mai sărac? Unde suntem noi, Buzău? Suntem la un nivel de 34% din 100 de lei, media pe România. În Buzău suntem la 34 de lei. 50 de lei, ok. Suntem noi cei mai bogați și atunci, din gradul de suportabilitate, trebuie să ne adaptăm. Pentru că sunt și excepții, dar acelea sunt numai excepții. Într-o localitate, de exemplu, oamenii n-au posibilitatea de suportabilitate. Uniunea Europeană o informăm, facem o excepție în analiza cost-beneficiu pentru 100-1000 de oameni, le spunem dacă nu dăm apă acestor oameni, uitați, a venit COVID-ul, mai vin 10 COVID-uri peste noi, trebuie să facem ceva. Și atunci,
fie de acord să rămânem la un tarif și el să fie apoi susținut de către guvern. Sunt anumite forme, dar acestea sunt excepții. Regula este, vrei să faci investiții, trebuie să ai și un preț corect. Deci cred că discuțiile au fost foarte multe înainte de a semna acest contract anul trecut, da? Da. Și mulțumesc doamnei director al companiei de apă, doamna Simona Săbulescu, datorită căreia ați venit astăzi sigur în emisiunea noastră. Bănuiesc că există o colaborare foarte bună. Foarte bună. Nu? Împreună înainte de sărbători, doamnele și mamele noastre și doamnele dragi făceau cozonace și noi, doamna Săvulescu semna contractul de 347 de milioane. Și trebuie să le respectăm, să le implementăm, toți bănuții să-i aducem acasă, să dăm apă bună populației, să rezolvăm problema din Nehoiu și din alte localități, să rezolvăm problema din Pătlagele și din municipiul Buzău, unde și aici avem destule. Referitor la județ, unde sunt problemele cele mai mari? Din punctul nu avem probleme deosebite, nu. Sunt probleme legate unele de soluții tehnice. Soluțiile tehnice care sunt deosebite trebuie să venim la dumneavoastră prin alte metode. Nu putem săpa la suprafață și atunci trebuie să venim prin metoda pipe jacking și alte metode pentru sistemele de alimentare. Și în afară de problemele tehnice, cum avem și la Nehoiu, trebuie să fim foarte atenți să le corelăm aceste proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Dar nu putem spune că avem probleme deosebite. Mai avem pe cineva la telefon, cred. Bună seara, sunteți în direct. Seara, mâna doamnă. Bună seara, domnul Boieriu. Bună seara. Am o singură întrebare, dar vreau să mă răspundeți concret, da sau nu. Da. O cură de canal, e normal să fie jumătate cu apă în ea? Sau trebuie să vadă fundul, cum se spune pe românește? Deci o jumătate de canal, dacă mai spuneți o dată. O gură de canal, spune. O gură de canal. Da. E jumătate plină cu apă. Nu numai una, toate, din cartierul Poștei. Păi probabil apele pluviale acum au venit peste apele menajere. Dacă nu, ești... nu mă luați cu denația. Deci dacă e normal sau dacă ar trebui să fie fără apă, vă întreabă, cred, telespectatorul. Da, concret, da sau nu. Bun, îl las să vă răspundă pe domnul Boieru. Spuneți-mi întrebarea ca să spun da sau nu. Deci dacă este normal că el să aibă acum jumătate... Nu trebuie să aibă jumătate. Răspunsul este nu. Și atunci de ce? La noi în cartier, în Poștă, toate gurile de canal sunt jumătate cu apă. Fie este o zonă sub presiune și pentru echilibru hidrodinamic a pompat în altă parte. Nu-mi dau seama. Dar nu e o soluție tehnică grea. Dar e o problemă care trebuie rezolvată. Acolo, da. Și încă o întrebare destul de simplă. Cam la câți ani se mai spală canalele astea? În funcție de necesitate, în Buzău ele nu s-au spălat de 35 de ani, dacă vreți să luăm. Deci nu a fost necesar să fie spălarea spălate? Canalelor se face acolo unde fie faci o îmbunătățire, o reabilitare a lui ca să vezi dacă el mai este fezabil să fie continuat reabilitat, fie pe străzile sau unde, dacă avem ceramică, suntem obligați la 6 ani să facem spălarea. Ele în mentenanța sistemului de canalizare nu există spălare, decât în situații în care avem reabilitări, înlocuiri, schimbări ale soluțiilor tehnice. Deci de 35 de ani a spus că n-au mai fost spălate, da? Da. Și acum, în momentul în care se va implementa momentul în care proiectul? Pe unele le-am spălat din necesitatea să vedem dacă soluția tehnică putem să adoptăm o soluție tehnică sau alta, pentru că problemele la noi în Buzău sunt de felul următor. Nu pot să merg cu un șanț să sap la 3,80 m sau 4 metri și atunci trebuie să venim cu o metodă pipe jacking, să ne furișăm cuțeava și să o facem tub împins. Și atunci e o soluție mai scumpă. Dar avem zone la dumneavoastră în Buzău în care așa trebuie să facem. Nu pentru că altfel nu se poate. Da, altă variantă nu avem. Deci pe lângă apă și tot ce presupune o apă de calitate pe care vreți să o furnizați buzoienilor, vă ocupați în acest proiect, clar că am văzut că vor crește și prețurile și de canalizare, da? Da. Aici care sunt problemele, ce rezolvați, cum o să fie la finalul proiectului? Păi la finalul proiectului toți buzoienii vor avea canalizare optimă și sperăm să nu mai fie sub presiune sau nu știu de ce avea acolo canalul
umplut sau cum era. În cartierul Poștă, spunea Poștă, telespectatorul, da. Că așa e așa. În toate. Iar sistemul de alimentare cu apă, toată populația trebuie să aibă, din municipiul Buzău, toată populația trebuie să aibă apă de foarte bună calitate, astfel încât să putem să spălăm, să bem, să nu mai cumpărăm petul de la alimentare. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă rog. Referitor la invitatul dumneavoastră, aș dori să le întreb și o prima întrebare. Apa la Buzău este pe locul 3 în România, la preț și canalizare. Sărbătorilor. Crăciun, Paște, apa vine foarte murdară. Deci sunt acele suspensii, acele depuneri pe țeavă. Poate ne spune și domnul de ce investițiile astea nu se face în continuare, să avem apă curată, dar avem apa murdară și crește prețul. Și a doua problemă, apa meteoritică. Se facturează, așa cum spune unii la meteo, cum zice, a plouat, n-a plouat. Noi ce am învățat la fizică, se facturează metri cubi. Apa caldă, apa rece. Poate găsiți o soluție să o facturăm și pe asta de ploaie să fie la fel. Adică să nu mai plătim așa după ureche. Vara într-un cartier plouă, într-altul nu plouă. Și să ne spuneți oficial cât se consumă pentru neutralizarea apei de ploaie, de ce este foarte scump, așa se plătește foarte scump. Atât. Mulțumesc și emisiune plăcută. Vă mulțumim, seară bună. Și noi mulțumim. Deci, în primul rând, de spunea telespectatorul să răspundeți pe rând, da. Vă rog. Locul 3 a adunat prețul apei da, cu între apă și canal. Așa, canalul și a luat așa pe toate zonele și a ieșit locul 3. Nu știu să răspund deci aici de ce aici este... Deci n-ați făcut aici un clasament. Încă o dată, nu suntem cei mai scumpi în Buzău. Chiar, Dumnezeule, se pot vedea, sunt grafice. Noi nu facem această analiză cost-beneficiu cum vrem noi. Luăm categoriile de populație. Deci vă gândiți și deci, la veniturile oamenilor, nu? Avem nu? Cum. Uniunea Europeană nu ne finanțează pe noi dacă nu am făcut această analiză foarte exactă a suportabilității populației. Așa se și cheamă. Dacă dorește cineva, pot să le transmit aceste pagini de analiză, care sunt 10 de pagini, ca să vedeți cât de mult influențează și cât de important. Deci nu facem așa cum vrem. Nu se face o mărire a tarifului că vrea doamna director general. Ea se face așa cum ne-am propus. Ca să răspundem la a doua întrebare. Apa de sărbător, domnul îmi spune, s-a întâmplat ceva acolo, a fost accidental. În anii trecuți se întâmpla des, să știți, se să întâmpla. Vină apa murdară. Acum au mărit și fronturile de captare. Au mărit și fronturile de captare, iar noi acum le dublăm prin POIM. Astfel încât să lăsăm lejeritate ca apa până la urmă care vine din pământ în stația de tratare să fie toată tratată și să nu mai avem probleme. Acela a fost un accident, dar vedeți dumneavoastră, nu deci putem să facem acest... Deci spuneți că anul acesta de Crăciun nu se va mai întâmpla. Nu să mai avem apă care să fie... Murdar. Numai Doamne ferește, vreun accident care și așteaptă cineva la telefon, dar aș vrea să răspunde și la întrebarea referitoare la apa meteorică, pentru că au fost foarte multe dorințe și ale autorităților de a scoate această apă de la plată. S-a reușit într-o perioadă, apoi înțeleg că am fost obligați să plătim apa meteorică. De ce e atât de scumpă? Întreba de ce se măsoară așa cum se măsoară. Ea se măsoară pe un calcul matematic și se facturează tot așa. Aici lucrurile sunt foarte clare. Dacă în luna mai am avut 16 litri pe metru cub, atât se facturează. Deci nu se facturează mai mult și sunt diferite organe ale statului care verifică așa ceva. Aici nu facturează cineva că așa vrea de la compania de apă, zice... Și de ce e prețul așa de mare, spune-te-le. Nu pot să răspund de ce e prețul, că n-am comparație acum în față. Am înțeles. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Da, să rămână și bună seara, domnule Boiaru. Bună seara. Aș dori să vă întreb și eu prețul apei. Este cuprins și canalizarea? Nu, sunt două prețuri. Prețul apei și prețul sistemului de canalizare. Probabil dumneavoastră când vă vine factura, așa o vedeți. Prețul apei pe metru cub? Păi nu știu, vă întreb, metru cub de apă, deci ce cuprinde el? Prețul apei. Da, prețul apei. Un metru cub nu, de apă. Nu canalizare. Nu, canalizarea o plătiți separat. N-am este o factură separat. În față. Noi nu, acasă o plătim că... separat. Avem un preț al dumneavoastră puteți să dați un răspuns competent. Dar așa este și ANRSC-ul care face controle și
destul de des obligă operatorii să avem prețul apei și da, prețul canalizat. Da. Da. Da, pentru că prețul apei, deci, spre exemplu, la Buzău e 5 lei metru cub sau cât este, așa este și într-o localitate unde nu există canalizare. Da. Același preț. A, că apa este, da. Probabil da. Vin din aceleași fronturi sau din fronturi separate și media... Nu știu, eu de aceea vă întreb. Dar nu influențează prețul apei, prețul canalizării. Adică dacă într-o localitate eu dau apă și nu am posibilitatea să realizez canalizarea, eu facturez conform contractului același preț. Nu mă influențează că dacă nu am canalizare, nu am canalizare, că nu am și trebuie să o fac. Da. Deci, tocmai de asta v-am întrebat. Deci, e singura întrebare, da? S-a înțeles. Da, separat. Da. Bun, seară bună vă doresc, vă mulțumim pentru intervenție. O să ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva minute și vă mai citesc mesajele. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să sunați, să adresați întrebări. Mai vorbim despre fondurile europene atrase în Buzău și în țară. Revenim imediat.